relații diplomatice româno-ruse cu perioade de apropiere, de colaborare, de alianțe, cu perioade mai reci, chiar de adversitate uneori, de conflict chiar. Eu aș crede, plecând și de la ceea ce a spus mai devreme domnul Buga, că și atunci când există probleme, acestea pot fi mult mai ușor rezolvate în contextul unei relații de bună înțelegere. Legat de faptul că există poate un interes mai scăzut pentru limba rusă în prezent, eu am impresia că în ultimii ani a început să se schimbe acest lucru și poate asistăm la un fenomen invers. De exemplu, în 1963, când s-au luat unele măsuri de derusificare și de sovietizare a culturii românești, mai existau doar câteva zeci de profesori de limba engleză. Mă refer la învățământul gimnazial. Acum cred că mai există probabil foarte puțin profesori de limba rusă, dar am impresia că limba rusă începe, intră din nou pe un trend ascendent și începe să atragă studenții și poate că și dezvoltarea relațiilor economice va face mai atractiv acest lucru. Eu vă invit acum să puneți întrebări, să faceți scurte comentarii, de asemenea și cei trei referenți de astăzi poate doresc să facă unele completări, nu au reușit să le spună în discursurile lor, să răspundă la întrebări, avem cam o oră, să spunem. Vă rog. Da, Cristina. Cristina Diavă. Pentru referenții care sunt specialiști în istorie modernă, zic așa, aveau o curiozitate personală, eu mă ocup de istorie contemporană și încerc de fiecare dată să-mi rețin tendința firească de a considera că toată istoria e istorie contemporană, nu un discurs al prezentului despre trecut. Și întotdeauna m-am întrebat care sunt originile, să nu spun rusofobiei, dar reticenței pe care noi românii o avem față de vecinul de la răsărit. Istoria contemporană oferă suficiente explicații, da, ce s-a întâmplat pe 1918, ce s-a întâmplat pe 1945, dar stau și mă întreb oare rădăcinile nu sunt mai vechi, nu pornesc din perioada aceasta pe care ați prezentat-o dumneavoastră acum. Și a doua întrebare în legătură cu prima. Reticența se manifestă astăzi atât la nivelul clasei politice, cât din păcate și la nivelul populației obișnuite, a opiniei publice. Nu? Dacă ești pe stradă și spui Rusia, s-ar putea să nu obții un zâmbet foarte larg și foarte sincer. Care era situația la sfârșitul secolului XIX? Este rusofobia, nu o să mă feresc să spun, un construct al elitei politice care a reverberat ulterior către opinia publică? Sau la nivelul secolului XIX reticența se cantona exclusiv la nivelul elitei politice fără a ajunge către societate? Știu, e greu de cercetat opinia publică, atât pentru perioade mai recente, mi închipui că pentru perioadele vechi este și mai dificil de apreciat care era părerea opiniei publice despre o situație sau despre cealaltă. Dar dacă putem să ne facem așa o părere, la sfârșitul secolului XIX, societatea, oamenii obișnuiți, atât cât erau ei, desigur, interesați de mersul lucrurilor, dacă priveau Rusia la fel cum este privită astăzi sau dacă altfel cum. Mulțumesc! E o întrebare foarte interesantă și foarte pertinentă și am să încerc să... Eu merg cu rădăcine puțin mai jos. Știți că este și cartea așa lui Sturzat, Românii de Africa, de Rusia și Dragostea de Franța, sau ceva de genul ăsta. Vedeți, problema este în felul următor. Eu văd așa și o să-l rog și pe domnul Ciobanu să continuă după aceea. Avem niște momente, înțelegeți, în care relațiile acestea sunt foarte contradictorii. De pildă, o anumită reticență s-a creat chiar în timpul regulamentului organic. Noi o să avem mâine la Institutul Iorga, cred că două zile, dacă nu mă înșel, un simpozion care se anunță foarte interesant și foarte incitant prin perioada regulamentară. De ce? Și am ținut aici o expunere pe problema lui Kiselev. Vedeți,
crezi că Rusia are sens, deci noi nu conștientizăm asta, că de-aia a întrebat colega de aia de secundă 19, faptul că i-a primit să o prede mandat. Știu că sună foarte eretic ce spune acum. Dar cam când s-a terminat perioada napoleoniană, Europa era atât de saturată de 15 ani de război, încât nu mai era liniște, știi? Și atunci s-a creat mecanismul acela al Sfintei Alianțe, care azi e privit, cel puțin eu și când învățam la facultate, era ca un mecanism reacționar, ca alianța anacronică. Haideți să fim serioși. Lumea se săturase de război, da? Bun. Și suveranii de atunci încercau să exprime această percepție a opiniei publice pe cale diplomatică și politică. Atunci au creat acest organism, etichetat multe vreme ca reacționar. Nu era chiar atât de reacționar, hai să fim serioși. Bun. În cadrul lui Rusia, care era un stat foarte autoritar și foarte anacronic și totalitar, și aici e un paradox, a primit un fel de mandat să modernizeze zona. Asta e partea cea mai interesantă. Deci partea cu regulament organic intră, ca să spun așa, în atribuțiile Rusiei, în povunul ei. Și a încercat să facă sub Nicolae I această chestie, a încercat să modernizeze Polonia și s-a terminat cu un fiasco cumplit că polonii s-au răsculat. Și a încercat să modernizeze spațiul românesc, inoculând aici un sistem care era mult mai performant decât ce avea acasă. Înțelegeți ce vreau să spun. Ce a încercat să introducă Kiseliev aici era mult mai modern decât Rusia din care provenea el. Așa. Și în acea perioadă, în chip paradoxal, deși el împingea societatea un pic înainte, percepția noastră a rămas negativă. Deci percepția la nivel de elite, că asta întreba doamna de. Deci elitele, mai ales foarte conservatoare, nu înțelegeau ce ne trebuie nouă, o Constituție, o separație a puterilor și tot felul de lucruri de astea, știi? Populația de rând era obsedată de ideea că de ce n-am de cazacii după epidemiile din Moldova să-i aducă la recrutare. Când de fapt asta era o atribuție a altorui cetățean responsabil într-un stat normal și modern să participe la apărarea acelei țări. Și că introducerea recrutării pentru un decret sau pentru o altă prevedere a regulamentului era nimic contraproductiv, toxic, anacronic sau cum vreți dumneavoastră. Deci, pe de o parte, clasa politică care nu suferea să fie încălcate monopolurile, pe altă parte, pătura populației care nu vrea să trăiască în acel dolce farmie de care este obținută din totdeauna, au primit cu foarte multă rezervă intervenția Rusiei în spațiul românesc. Mâine la comunicarea care am la eu, vreau să accentuez aceste lucruri. Vedeți, Kiseliev aici era ca un fel de mandat gândit la ce statut avea, știți, o chestie foarte complexă. Era ca un fel de șef de stat. Înțelegeți? Cam ăsta era statutul lui. M-am gândit după conferința Rancintu aici, care e statutul lui. Era ca un fel de șef de stat. Vă pot explica dacă mai învede domnul Cătăluș două minute. Gândiți-vă, noi în 32-34 nu aveam armată, da? Practic nu există armata autohtonă, a fost creată după. Singura forță armată care era atunci aici era cea rusă, era regim de ocupație. Bun. Poliție. Ce poliție putea să fie atunci în țara românească, în 32-34? Niște arnăuți nenorociți pe care erau la dispoziția acelor domni care nu aveau nici cei mari putere. Deci, practic, poliția era formată din cazaci în Kiseliev, da? Care au menținut ordinea județei. Și vă dați seama cum se comportau ăștia. Mai erau granițele pe care tot ei le păzeau, înțelegeți? Erau a doua adunări obștești, să zicem, un fel de pre-parlamente, dar acolo tot consulul rus și cu Kiseliev, cum să zic, dădeau tonul și direcționau dezbatere. Deci prezența lui era totală. Deci puterea executivă, militară și juridică era mâna lui. Deci era un fel de șef de stat. Deci nu era un simplu guvernator de guvern. Nu era un simplu guvernator, avea autoritate totală. Și atunci a încercat să modernizeze. Societatea a primit cu multă reținere această, înțelegeți, această atitudine a lui, care de fapt împingea un pic înainte societatea noastră față de nivelul de atunci. După aia a venit Crimea, așa cum am spus, și a fost și chestia cu cele trei județe, care au trecut la Moldova. Decizia a fost tocmai ca să nu irite Rusia, să nu se spună că o dă de returci, o dă principatul Moldova. Bun. În momentul în care s-au restituit Rusiei în 78, a fost o reacție foarte dură, de care am spus în expunerea mea anterioară. Și lumea a primit cu foarte multă supărare și iritare acest fenomen, ca o pierdere din amputarea integrității noastre teritoriale, care s-a reflectat după aceea și în secolul 20. Înțelegeți? Așa. În momentul în care a apărut România Mare, dintr-o dată, teama a derivat din faptul că era un nou sistem acolo. Deci aici era un sistem capitalist incipient, că nici aici n-a fost un capitalist de ăsta performant. A fost incipient, așa, Balcan. Dar acolo era comunismul voios. Era clar, bolșevismul ticălos. Astea erau cele două etichete, știți? Și atunci, normal că a rămas această percepție cu
țăranii care mănâncă la cazan, cu colhozurile, cu gulagurile, cu pumii de portastare și așa mai departe. De percepția a intrat într-o arie de componență total negativă, știți? Total. Iar în momentul în care s-a schimbat sistemul 47, să spunem, cam ăsta e momentul când se schimbă sistemul, a spus și domnul profesor Bugă, a spus și domnul Cătănuș și a fost o perioadă de vreo, hai să zic, 15 ani, primii 15 ani al lui Dej. Țara a fost condusă de PCR și de Dej, când obediența față de Rusia era extrem de puternică, când s-a introdus rusa aproape obligatoriu în școli și noi suntem o națiune latină și limba română e structural latină, reținerea aceasta s-a păstrat, înțelegeți, și a rămas cu o rezistență la rusificare lingvistică și ideologică, să spunem, și atunci această percepție s-a păstrat și până astăzi. Din 62, cam spre ultimii ani al lui Dej, a început procesul acela foarte interesant, la care am fost și eu martor, de, nu știu ce termen să văd, termenul e foarte complicat de definit, că de nici de rusificare nu este potrivit, de dezideologizare. De ce? Pentru că ultimii ani al lui Dej a fost spre comunismul de tip național, a început să mănânce pe panta comunismului național. Și atunci eu țin minte și vă mai rețin aminte, chiar în facultate. Noi, de exemplu, în anul următor, în 64, urma să facem un curs de istoria RSS-ului, a fost desfințat. Eu am participat personal la Muzeul Român-Rus, care a fost împărțit pe bucăți și desfințat. Institutul Român-Rus a fost desfințat. Rusa, numărul de ore sau Institutul Maxim Gorki a fost și el desfințat. Și atunci s-a creat o catedră în cadrul Universității București. Deci a fost un proces de anti, de respingere, înțelegeți? Și atunci, odată cu venirea lui Ceaușescu, sigur, Ceaușescu a pus pedala pe comunismul național, acest sentiment anti s-a accentuat și a fost încurajat și de sus. Și tot timpul a fost inoculat. Și în percepția generală a populației, de aia spunea colega, când iese pe stradă și spune de Rusia, sigur, ești privit cu reținere și reticență și chiar cu anumită ostilitate. Deci de aia spun, rădăcine trebuie căutate în trecut, au multiple cauze, înțelegeți, și însă eu vreau să vă spun ce cred eu acum, în prezent, pentru că discutăm de 2013, aflam în toamna 2013. S-a produs o relaxare, să știți, am să vă explic de ce. După părerea mea, nu garantez că ce spun e pur adevăr. De când venirea lui Putin, la Rusia li s-a mai dat drumul spre Occident și este o relaxare. Deci e o națiune mult mai permisivă și mai tolerantă și mai pro-europeană. Și atunci, de multe ori, când mergem la Paris sau la ne întâlnim cu ei pe străzile de acolo și așa mai departe. Deci o parte din această reținere și această ostilitate și neîntrederea, nu mai discut că noi din Comisiile Mixte suntem colegi și prieteni, înțelegeți? Deci la nivelul percepției publice, încet, încet se mai risipește. Nu spun că n-a rămas, aș fi păcătos să susțin asta, nu spun că n-au rămas rezidurile. Dar încet, încet se poate crea premisa unei deschideri, unei percepții mai pozitive, mai binevoitoare față de ei. Pentru că nu totdeauna relații între ei și noi au fost bazate pe răutăți, nu? A fost și politicul bun. Toată cultura rusă care a fost promovată aici în anii 50 era o cultură foarte bună. Atunci am luat și noi contact cu Cehov, cu Turgeniev, cu Șovov, cu ce vreți noastră, muzica lor. Deci asta spun, trebuie primit foarte complicat. Nu poți să ne ești ce au adus ei la cultura și la creația mondială. E absurd. Deci noi trebuie să ne regândim, noi ca națiune trebuie să ne regândim poziția și ca populație. Asta e părerea mea. Au rămas reziduri, nu spun. Dar încet, încet cât le putem depăși, dacă vedem părțile bune din cele două populații. Da. Eu am să mă refer strict la evaluat la sfârșitul secolului al XIX și o întrebare foarte interesantă a doamnei profesorului și doamnei domnului Șarilea. Așa. O întrebare foarte interesantă legată de rusofobia, dacă această rusofobie exista doar la nivelul liderilor politici, a factorilor decizionari sau și în rândul populației. Și stricat în rândul liderilor politici există. Inclusiv dacă urmărim rapoartele diplomaților și la București, aceștia caracterizează pe un Dea Sturza, un Pepe Car, Regel Carol ca fiind rusofob. Atunci când vine vorba de populație, și am găsit în rapoartele acestora, ceva de genul că în rândul populației rurale se simte o apropiere față de Rusia. Aici, în fine, ar putea fi o părere mai mult subiectivă, în ce măsură chiar populația rurală, să zicem, avea o anumită simpatie pentru Rusia. Însă dacă o avea, aș spune-o mai mult pe baza legăturilor religioase și a ortodoxiei și a faptului că o bună parte din teologii români, o bună parte din preoții români, la nivelul mai înalt, au studiat în Rusia, la
a doua jumătate a secolului al XIX. Pe de altă parte, legat de tot, de populația rurală, există un raport interesant al unui ofițer al statului major austro-ungar la începutul anului 1879, care face o călătorie prin România. Și avea să noteze în raportul său că până și țăranul lipsit de cultură a fost afectat de pierderea celor trei județe din sudul Basarabiei. Inclusiv el resimte faptul că, să spunem așa, fostul aliat sau trădase cumva partenerul din perioada războiului 1877-1878. Practic, această rusofobie sau această reticență a oamenilor politici, cred, cu siguranță, trebuie legată, strâns legată de momentul 1878 și de pierderea celor trei județe din sudul Basarabiei. Vă mulțumesc! Da. Aș adăuga doar la acest subiect că nu întotdeauna sau ar fi interesant de făcut o analiză sociologică a acestui sentiment pe care tu l-ai denumit rusofobie, pentru că el a evoluat de-a lungul timpului la nivelul societății românești. Eu am observat doar că în anii 80, de exemplu, în timpul perioadei Gorbaciov, când România trecea printr-o gravă criză economică și nu numai, aș adăuga și politică și ideologică, și în URSS începuseră schimbările introduse de Gorbaciov, sentimentele populației românești față de Rusia s-au schimbat într-o proporție covârșitoare, ceea ce nu însemna că și atunci nu rămăseseră unele curente